S-a adunat multă lume în centrul orașului Giurgiuveni, de toate vârstele, care au venit să ia parte la startul în competiția electorală a omului de afaceri Nicolae Florian și a lui Niculae Bădălău, ambii candidați din partea USL pentru un mandat de deputat, respectiv de senator, pe colegiul numărul 1. USL-ul a început campania electorală, după cum vedeți, sunt reprezentanți ai tuturor celor patru partide care compun USL-ul. Suntem prima forță politică a acestui județ. Suntem cei care vor câștiga alegerile în județul Giurgiu. Vorbeam cu domnul președinte Bădălău ceva mai devreme și am ajuns la aceeași concluzie că numai 6 sunt norocoase și de data asta cei 6 sunt de la USL. Sunt, desigur, 2 senatori și 4 deputați care ne vor reprezenta în Parlamentul României după 10 decembrie. Sunt oamenii care vor duce mai departe dorințele și năzuințele acestui oraș, ale acestui județ. Și este poate prima dată când județul Giurgiu va reuși să facă în așa fel încât să aibă reprezentanți și în Parlament, și în Cameră, și în Senat, și să fie de asemenea și în Guvernul României. Este timpul ca orașul să se dezvolte altfel și județul de asemenea. Sunt mulți ani de când județul ăsta a fost uitat de Dumnezeu. Ne aducem aminte că multă vreme nu prea s-a făcut mare brânză în acest județ. A fost nevoie de venirea guvernului USL pentru ca lucrurile să se întoarcă. În primul rând, țin să vă mulțumesc tuturor forțelor din alianță, forțelor politice. Sper ca pe data de 10 decembrie să punem aici un suport pe care noi putem să ne prezentăm în fața dumneavoastră ca și câștigători a acestei competiții pentru orașul și zona noastră de sud. Atât deputatul cât și senatorul din colegiul numărul 1 trebuie să iasă câștigători. Eu vă mulțumesc pentru încrederea acordată, sunt onorat să vă reprezint interesele dumneavoastră, interesele urbei noastre, să transformăm Giurgiu în cetatea noastră, a sufletelor noastre, să putem să procedăm la trecerea, la modernizarea Giurgiului, la crearea de noi locuri de muncă, la atragerea de investiții străine și fonduri europene și nu numai asta, trebuie să stabilizăm și investitorii actuali. Trebuie să le dăm șansa ca ei să se dezvolte și să aibă stabilitate în activitatea din Giurgiu. Să demonstrăm cu toții că nouă ne pasă de urbea noastră și numai împreună putem să reușim. Vă mulțumesc! Să facem un Giurgiu sănătos, un Giurgiu puternic, un Giurgiu cu oameni demni și atunci când mergem în afara județului, în afara orașului, să ne mândrim că suntem giurgiuveni. Nu să pomenim numai de nenorociri, că a murit nu știu cine la noi sau nu știu ce a făcut. Trebuie să fim mândri, suntem aproape de Dunăre, aproape de București, avem oameni vrednici, am avut una dintre cele mai puternice industrii din România. Și am ajuns să nu mai avem nimic. Lucrul ăsta trebuie să-l reparăm. Trebuie să ne redăm demnitatea noastră de giurgiuveni. Încă o dată eu vă mulțumesc. Fiți convinși că știu ce datorie am față de dumneavoastră și că nu o să vă mint niciodată. Simpatizanți social-democrați, liberali, conservatori, dar și independenți și-au declarat sprijinul pentru candidații USL la alegerile din 9 decembrie, convinși că aceștia le vor reprezenta cel mai bine interesele în Parlament. De ce merită să fie votat? E un om care este devotat pentru popor, este un om care e cinstit, are cea mai mare firmă din Giurgiu, unde există o unitate în Giurgiu care are 1600 de salariați. Nu există. Și pentru asta toți suntem de acord să fie deputat de Giurgiu. Contează mult faptul că este giurgiuvean? Foarte mult. Și nu care firmă în Giurgiu. În toată țara. Ce îl recomandă așa ca om pentru mandatul de deputat? Ca om, un om excepțional și merită să fie deputatul pentru Giurgiu. Merită. Contează foarte mult dacă va ajunge până la sfârșit. Municipiul Giurgiu va avea mult de câștigat.
va ști pe la ce uși să bată și ce să ceară pentru noi. Domnul Nicolae Florian e vecinul meu, nu vă mai spun și prieten, nu mai spun câte a făcut pentru Comuna Stănești, vă dați seama că noi am venit aici, deci din două motive, în primul rând pentru dânsul cât a făcut la Stănești și în al doilea rând și pentru USL. Deci noi îl susținem pe domnul Nicolae Florian. Credeți că va reuși să rezolve ceva și pentru municipiul Giurgiu din postura de deputat? Da, câte a făcut pentru Stănești, cred că pentru municipiul Giurgiu va face mult mai mult. Și are să cunoască, pentru că numai cum a fost domnul Mădălin Voicu, nu l-a atras nimic aici, domnul Nicolae Florian e de aici, e de al nostru, e de aici din Giurgiu. Cei doi candidați ai USL pentru zona de sud a județului Giurgiu, Nicolae Florian și Niculae Bădălău, au la dispoziție 30 de zile pentru a convinge alegătorii că merită să-i reprezinte în legislativ. Iar ca o informație de ultimă oră, în urma tragerii la sorți a ordinii candidaților pe buletinele de vot, s-a stabilit că prima poziție pe buletin revine candidaților USL.